Bine vă regăsesc, stimați telespectatori, dragii mei, la inevitabila cortină deschisă de sâmbătă și apoi din perioada săptămâna lor respective. Avem ecouri frumoase din partea voastră, vă mulțumesc pentru ele, o să țin seama și de sugestii. Mă bucur că această formată aceste emisiuni pe care îl fac de o bucată de vreme, de pe august anul trecut, este bine primit, mai ales în situația în care lansările de carte nu prea mai au loc sau nu mai au loc deloc. Târgurile de carte au dispărut din motive de pandemie, astfel încât întâlnirea noastră cu cărțile se întâmplă evident în singurătate, că nu cred eu în lectura asta colectivă, lectura ca și alte lucruri sunt e un fapt intim, dar întâlnirea cu cărțile, cu obiectul ca atare, erau multiple acele întâlniri înainte de sosirea cu COVID-19, astfel încât ne vedeam la lansări de carte, ne vedeam prin librării, la autografe și mai ales la târgurile de cărți, care erau, măcar în România, 3-4 târguri de cărți care erau cu miză importantă. Și scriitorii și editurii se pregăteau din vreme pentru Târgul Gaudeamus, de pildă, din toamnă de la București. Și acum și eu au loc, dar sunt online și nu mai au același farmeș, pentru că m-am uitat și eu, s-au dat câteva, eu însumi am făcut câteva prezentări de cărți pe care ar fi trebuit să le fac live, dar nu s-a ținut târgul. Și atunci organizatorii m-au pus să le fac online. Și am vorbit despre cărțile acelea, stând în fața unei camere, cum stau acum, adresându-mă unui public care nu se uita la mine în momentul ăla, pentru că l-a înregistrat, și era așa un lucru, cum să vă spun, ca un unt fără lăutar, ca să folosesc o sintagmă așa mai cunoscută, mi s-a părut un lucru extrem de fad, fără niciun gust, și mi-a lăsat un gust amar toată experiența asta, și am făcut-o de mai multe ori, recunosc asta, dar n-am deloc încredere că poate înlocui un târg de carte, prezența într-un târg de carte cu vorbele multe, puține, bâlbâite, mai puțin bâlbâite, lumea de acolo care îl freamătă al sălii, al târgului, ca să spun, ce să înlocuiască o prezență pe ecran. De aceea și încep acum discuția, reiau firul unei discuții cu Nichita Danilov, care este unul de mare scriitor român de azi, și care, pe care nu-l pot epuiza, ca zic așa, cu ghilimele de ricoare, în trei emisiuni și m-am gândit să fac mai multe, pentru că n-am apucat să vorbesc încă, să vorbim încă despre poezia și proza sa, deși v-a citit și data trecută câteva poeme. Am vorbit mai mult despre alte lucruri, despre originile sale, despre Climăuți, despre saga aceea ștaboverilor pe care a scris-o într-un poem absolut antologic. Îl țin minte și este, nu l-am învățat pe de rost, că este foarte lung, dar îl consideră saga poporului acestuia. Nu știu eu alte scrieri de acest fel despre Stavrover, despre Lipoveni, cum le spunem noi aici. Sper că nu se supără, n-am auzit să fie supărare pentru cuvântul Lipoveni, dar apropo de political correct, că nu, el nu a avut o conotație niciodată peiorativă. Eu am trăit între oamenii din aceștia și niciodată n-am auzit pe cineva spunându-i băiatului respectiv sau băieților cu pricina, că erau mai mulți, Lipoveni în sensul peorativ. Nu s-a întâmplat asta și de aceea cred că nu e un lucru rău. Dacă e cineva care se simte vexat de chestia asta, îmi pare rău. Deci eu consider că nu e ceva rău. Ca să revin, Nichita Danilov, am să extrag câteva subiecte, bineînțeles, din cartea aceasta, cea mai recentă apariție a lui Nichita, ea sau carte substanțială, se cheamă De la Caragele la Urmuz, sau Realitatea în formă de conservă, a apărut de editura Polirom de curând și înăuntru se află publicistică, multă, sau mai degrabă, proza de idei a lui Nichita Danilov, pentru că nu scrie publicistică în chipul clasic al termenului, nu face editoriale, nu face comentarii politice, dar le ascunde sub parabole, le îmbracă într-o haină epică, literară totdeauna, astfel încât eu consider că toate textele acestea pe care le adun el aici
și biserica pe care puteți citi în ziarul de Iași în fiecare luni dimineață, să zic așa, sunt de fapt proze de idei. Și uneori cu mesaje subliminale. De exemplu, cea mai recentă apariție a unui text de acesta în ziarul cu pricina, în cotidian, avea ca ilustrație o fotografie din Dalí, din Salvador Dalí, și o să vedeți ce legături sunt cu Salvador Dalí, între scrisul lui Danilov și Salvador Dalí și ceilalți din jurul mișcării suprarealiste de la începutul secolului trecut. Nichita, îți spun bine ai venit din nou. Mi-era și dor să te văd. Așa, și mie mulțumesc pentru invitație. Rămân impresionat de prezentarea ta. Aș vrea să fac o mică corecție. Cartea asta de la Caragel la Urmuz sau nu, Tracu-Sarte, da. E la Tracu-Sarte. Întrucât... Nu, am greșit. Tracu-Sarte. Întrucât a apărut omul din Eprobetă la Polerom, chiar și eu le confund. Din cauza asta, pentru că tocmai am pus precedată de un roman superb, o să vorbim despre el, Omul din Eprobetă, și el a apărut cam aproape în același timp, eu l-am primit la interval de 3 săptămâni sau maxim o lună, și atunci, într-adevăr, Omul din Eprobetă la Polerom și cartea aceasta este apărută la Tracu-Sarte, o editură foarte prestigioasă din București și la care apar mulți scriitori, mai ales din generația aceasta a noastră, 80, cum spunem. Da, cer scuze pentru inadvertența asta. Cum să spun, mergem înainte. Aceste cărți au apărut, tu ai vorbit și despre ce am vorbit noi data trecută, legat de originile mele, de toate lucrurile. Sigur că poate prin anii, eu știu, 70-80, când îți spunea cineva Lipoven, nu îți spunea chiar, îți spunea și cu o altă... Nu știu, am avut și vecini. Da, dar mulți mai spuneau așa, doamne, dacă ești starover Lipoven, zici, ești bolșevic. Da. E cam invers. Acum, nici dăm voie să spun că am și colegi, avem colegi pe care am auzit eu în 1990, după Revoluție, spunând că a se scuti de Dostoievski, de Tolstoi, toți că ăștia sunt ruși, da. Ca să face o asemenea gafă, dar era cu foarte serioasă treaba asta. Și nu de la unul singur am auzit. Deci să mai oprim puțin studiu cu Dostoievski și cu Tolstoi și cu Cehov și cu Gogol și cu tot, pentru că aia sunt niște ruși care ne-au adus numai nenorociri. Păi, nu se poate face o confuzie în felul ăsta între bolșevicii. Mă rog, nu trebuie să iei și în, la modul biromenic, așa, distanță supraia. De pildă, a fost o duplare cu tata, care era un om foarte plăcut și știa să dea replici și potrivite. La un moment dat mergea el de la ori de la biserică, ori din altă parte, era pe Costache Negri, era 1 mai. Și vine să apropie de el cineva, purta barbă. Zice, tu de ce poți barbă? Zice, numai oameni rudimentari, cei care vin din peșteră, care și necivilizați foarte mult. Și tata l-a întrebat, zice, tu acum de unde vii? Zice, de la demonstrație. Și în fața cui ai demonstrat, măi? Zice, Marx, Engels și zice, ce sunt? Da. Oamenii din peșteră. Dacă sunt oameni din peșteră, deci te-ai dus să demonstrezi la barbile alea. A șters o pușcă. Da, e și aia o barbă, da. Să spunem că așa, era un semn nou, ziceau, mă rog... Dar să nu deviem subiectul, nu deviem subiectul, probabil emisiunea acum... A fost o poveste din vremea lui Petru cel Mare și, mă rog, cu Stavruveli. Vrem să, pentru că avem cărți, că și tu ai cărți în față și eu am cărți și ale tale și... dar ai un text aici care se cheamă Cartea anului 3000 și care dai semnalul clar, simt așa și o amărăciune, dar în același timp parcă tonul pe care îl abordez aici îmi dă senzația că da mă, asta e, dar nu avem ce face. Cam la modul ăsta am simțit eu. Pentru că tu îmi spui foarte frumos, poetic, primele litere s-au născut din lut.
Iar ultimele, după cum arată mersul astrelor, se vor întoarce în țărână. Deci dispar literele și se instalează era virtuală, nu calculatorul. Și mai zici mai departe că cele mai frumoase cărți o să umple poate vitrinele și o să fie niște muzee ale cărții și altele vor lua calea tocătorului de cărți pe care va transforma în reciclare în fișicuri de hârtie și topite într-o pastă. Cartea asta, tu ce crezi va întâmpla cu ea? Se duce într-un muzeu al cărții sau merge la tocat? O să vedem care va fi destinul ei, dar da, nu trebuie da. Să o luăm în... E, oricum, până anul 3000 mai e. În Montreal nu mai e mult. Da. Timpul trece repede. Din ce în ce mai repede. Dar nu trebuie să o iei în spiritul... Nu literal, trebuie să o citim în spiritul literal. Depinde, chiar dacă literele se duc în țărână, dacă au venit din țărână, spiritul lor rămâne. E vorba de litera tipărită, că și pe ecran tot cu literele scrie. Iar spiritul lor se transferă pe net. Tu nu prea ești de acord. Dar acolo nu rămâne... sunt de acord cu spiritul, sunt de acord cu forma. Se transformă litera, forma literei, deși, atenție, sunt mulți analfabeti funcționali care încep să aibă probleme cu chestia asta, cu literele și cu sensul, mai ales sensul cuvintelor, dar asta e altă discuție. Da, litera se transferă pe ecran, nu însă și spiritul ei. Deci, spiritul acela este nu poate da decât omul, pentru că istoricii fac o deosebire mai mult decât de nuanță între întemeiere și înființare. Când litera este întemeiată de când s-a făcut alfabetul, dar ea se înființează, primește ființă, duh, în momentul când este folosită de cineva, de duhul aceluia. Tu vei folosi literele în poezia ta, care e unică, eu am destule argumente să spun asta, deci nu folosesc acum cuvinte mari și nu știu, suntem aici într-o emisiune împreună, că am și scris despre asta, deci am semnat lucrurile astea. Asta, duhul pe care îl folosești tu la spunând literele, scriind literele, fie că le scrii pe calculator și după aia le duci pe hârtie aici, e duhul tău acolo. Literele acestea au duhul, poartă duhul celui care le scrie. Evident că după aceea intră în folosința comună, cum era, știi, era Ioanis Romanescu, pe care l-am cunoscut amândoi, bineînțeles. Un poet minunat. Care îl și prinzi aici ca un personaj în una din prozele de idei de aici. Ultimul text pe care l-a scris el, înainte de a muri, se cheamă Noul Adam. E un text lung, așa. Și pe scurt, acolo e vorba de următorul scenariu. El spune acolo că toți poeții, toate cuvintele, toate cuvintele folosite de poeți de-a lungul vremii, de la Homer și celălalt din protoistorie până astăzi, se adună undeva în cer, într-un depozit uriaș. Și atunci când se naște un poet nou, îi vin cuvintele de acolo, îi se servește acolo cuvintele de la acel depozit. Deci se face, cum zicea el, ca un fel de limbă poetică comună, să-i spunem. Eu vreau să spun atât, dar să mă întorc. Da, e foarte frumos. Imaginea, eu văd ca pe un fel de clepsidră. Da. Deci cuvintele astea vin de undeva, duhul lor, chiar dacă intră în noi, el a mai bântuit alte spații, s-a încărcat cu alte energii și atunci când îi prinzi firul, el vine aproape de la sine și se transferă în poezie. E normal ca și în 1001 din nopți, duhul ăsta al literilor se întoarcă de unde a plecat. Este într-un fel și la ora actuală, tehnologia îl ajută. Da. Se evapore în neant, dar să rămână acolo permanent sub forma de imagini, înregistrări, nu rămâne, mă rog... Să atrag atenția că nu rămâne permanent. Deocamdată, în nicăieri în lume, nu există o bibliotecă care să adune, să tezaurizeze cărți apărute numai pe internet. Nu există așa ceva. Ele se adună de la sine undeva, da. În memoria ancestrală. Este în
universul e invizibil, dar nu știu dacă și sensibil sau nu. Dar eu sigur, se depozitează. Nimic nu se pierde din ce trăim sau... Sunt și eu convins de lucrul ăsta. E o memorie. Sunt și eu convins de lucrul ăsta, dar pe de altă parte vreau să spun că această înființare este atât de vizibilă și asta face diferența. Pentru că sunt poeți care pleacă împreună la un moment. Cum a fost Cenacul de Lună, de pildă. Au plecat chiar în grup. Și au publicat și cărți în grup. Semănau unii cu alții. Bine, s-au despărțit ulterior, sau că s-au separat. Tu n-ai fost în grupurile astea, ai fost ca un lup singuratic. Nici în grupul de la București, la textualiști, așa zis, în anii 80, vreau să spun, nici în grupul acesta de la Iași, deși erai afiliat lor, oricum mai excentrici, deci erau ca un lup singuratic, așa. Dar vreau să zic că chiar și atunci când au plecat împreună, cuvintele acelea s-au înființat diferit. Diferit. Pentru că, deși folosesc aceleași litere, aceleași cuvinte, ba uneori până la obositor, până la repetitivitate. Mereu și mereu aceeași poveste. Parcă vezi în primele poeme ale lui, ce știu eu, Coșovei, Scarlat, ăsta, Stratan, Cărtărescu, chiar Iaru și ceilalți. Deci există un fond de cuvinte, lucrau împreună. Dar după aceea, când s-au dus la primit Duhul lui, dacă vrei să o comparație nefericită, fac acum cu mine singura care vine în minte în momentul ăsta, uite așa, dacă noi elaborăm emisiunile astea înainte să ne întâlnim, nu știu câte zile și nu o să stăm bine cu foarte face emisiunile, e diferența asta de blocuri, nu blocuri ceaușiste, să cenușii. O spline orașele de ele, cartiere întregi cu blocuri asemănătoare trase la Indigo. E adevărat. Dar apartamentele dinăuntru nu seamănă unul cu altul, pentru că interiorul primește duh de la cel care locuiește acolo. Și nu vor semăna unul cu celălalt. Deci există o întreagă poveste aici care înseamnă înființarea, acum primește duh de la om și deci orice fel de... Fie că ar fi o construcție, casă, fie că e vorba de litera, m-am vorbit mai devreme, ea să duhovnicește, ca să spun așa, repetând într-un anumit fel gestul Creatorului, nu al Dumnezeu, care a dat duh acelui lut pe care l-avea în mână. I-a dat duh. Și felul ăsta s-a creat lumea. Dacă sperăm să credem asta, dacă nu, ne întoarcem la Darwin și spunem niște prostii mai mari ca noi, pentru că Darwin însuși, nu uita, Darwin însuși, înainte de a muri, are un jurnal, l-am citit cu mare interes, în jurnalul acela spune că își dă o notă singură operei sale celebre, cu originea speciilor, în care povestește cum s-a născut omul de maimuță, de toate povestele care o știm și am învățat-o la școală, în tinerețele noastre, și spune că asta este Evanghelia Diavolului. Opera sa, el însuși o numește Evanghelia Diavolului. Și mai spune un om care se retrage complet. Și nu era încă lovit de Alzheimer sau de alte boli de astea ale bătrâneții. De, nu știu, cum se cheamă ele toate. Da, da. Da, vreau să spun probabil că... A avut o revelație. Păi de altfel, da. Ce spune el în ultimele sale, ultimul său testament, ca așa îl putem lua, să apropie de ce simțim noi acum. Adică se întâmplă în lumea actuală un lucru paradoxal. Omul continuă să creadă în marea majoritate, în teoria evoluției speciilor, în lumea materialistă. Are impresia că unde nu poate pipăi materie nu există nimic. Da, da. Paradoxul e următorul. La ora actuală, el produce lucruri materiale acționând imaterial aproape. Virtual. Adică virtual. Spațiul ăsta virtual, te gândești, stai bune, nici acolo aproape nu-i nimic, nu poți vedea nu poți cu ochii, da, liber. Dar iată că universul virtual
deja a devenit o tehnologie care poate produce orice. E da, nici da. Pornind de aici, mergând mai departe, de unde nu știm noi că tot cu un fel de astfel de tehnologie, sigur, cei ce numim Duh, a fost creată lumea, adică din spirit. Că mai degrabă poți accepta inițial existența spiritului decât a materiei care prin evoluție se creeze o lume foarte coerentă și inteligentă. Nu știm. Dar lucrurile astea, lumea imaterială, noi v-a dat. Și probabil noi vom fi extrași la un moment dat și vom trăi în această lume virtuală. Tu spui așa cu un grob și cartea. Și de altfel zici că tind să cred că viitorul cărții e unul luminos. Cartea, marile opere, cărțile care ne urmează existența nu vor exista în realitate, dar vor exista în interiorul nostru, vor fi respirate pe spirala ADN-ului fiecare dintre noi. Asta mi-aduce aminte de un film celebru, Antiutopie, cu oamenii aceia care în perioada noastră, când civilizația internetului, da, a venit un dictator, de ce nu mă mir, care s-a apucat și a dat interzis la cărți. Și a trimis soldații prin oraș să caute cărțile și să le scoate din casele oamenilor, să le ardă în piața publică, iar celălalt la care mai găsea cărți era arestat. Și atunci, la marginea orașului, niște mlaștini, s-au refugiat niște tipi. Și ce făceau ei acolo, în mlaștinile alea? Fiecare a învățat pe de rost câte o carte. Eneida, Homer, cărțile mari ale lumii, Faust, le-au învățat pe de rost. Și toată ziua spuneau unul altuia cărțile acelea, ca să nu le uite. Îi spuneau cărțile ca să nu se uite. Deci, este ceva mai frumos decât asta, nu poate să... Deci era lumea aceasta virtuală instalată și cu dictatura de rigoare, cu oameni care erau puși pe executat, oameni cu cărți. Ce știu la alți care s-au retras în acele mlaștini și asta făceau acolo. Există un om de teatru contemporan foarte interesant în Portugalia și care a scris o piesă și o și interpretează. El e un one-man show și în care subiectul este asta. S-a dus la bunica ca să o însoțească, în realitate, să o însoțească la examenul medical pe care trebuia să-l fac, era o femeie în vârstă și s-a dus la medic și a făcut controlul. Ce ai și bine, dar medicii au spus, nu mai ai de văzut decât 6 luni. După 6 luni maxim, te lasă vederea. Și bunica lui, în loc să plângă, să se vaite, să... așa, a primit cu senedătate vestea asta, că nu-i tocmai cea mai bună. Și a spus nepotului atâta, lui adică, regizorii din care vorbesc. Te rog frumos să-mi cauți o carte și să mi-o aduce. Și eu ceru sonetele lui Shakespeare. Și a adus sonetele lui Shakespeare și femeia aceea a învățat pe de rost. Astfel încât după ce a vorbit într-adevăr, după 6 luni, toată ziua spunea sonetele lui Shakespeare. Deci le citea, cum se spune, și de altfel și tu ai în carte metafora asta, e chiar o metaforă obsedantă, care găsești și prin poezia ta și prin proza ta, cu vorbii, parabolul arborilor lui Bruegel. Deci ce vedea orbii aceia când mergeau în convoi, că ei mergeau, vedeau ceva. Nici într-un caz ecran de televizor sau de computer. Vedeau pe el un ecran interior, ca să spun așa, aveau acest chemă, vederea secundă. Deci eu am întotdeauna, sigur, nu sunt un dușman, doamne, cum să fiu dușmanul calculatorului, pentru că ar trebui să fiu dușmanul nepoților mei, care stau cu calculatorul și cu smartphone-ul ăsta, că se mai cheamă de toată ziua. Fiind și obligați acum cu școala asta, cu online, cu... Dar, pe de altă parte, nu pot să nu constat că am suficiente argumente și destul de puternice care vin și pe partea asta să-mi spună că nu se poate. Pentru că atunci surpă complet omenirea. Se surpă complet ideea. Și ideea însăși de om, iar Duhul care vorbești, aduți aminte că în cartea Facere, la primul capitol,
Ce era atunci? Pământul. Erau, nu am acum textul la mine, dar din memorie pot să-l spun. Deci o întindere de ape, nu, necurat, fără nimic, nicio, și Dumnezeu a suflat. Iar deasupra apelor se mișca Duhul Domnului. Și la un moment dat încep să apară pământ din apă și Lut și toate celelalte care se vede în creație. Deci, când a început, a fost cuvântul, a fost această lume fără lume, acest vid în care se aflau doar, ce spun, întinderea asta de ape. Nu știu, cred că ai dreptate când spui lucrurile astea de aici și prevezi viitorul ăsta al cărții, dar pe jumătate. Nu îți dau dreptare integral, pentru că nu cred. Ar trebui să elimin din joc complet, nu subiectivitatea, că e un cuvânt uzat așa, ar trebui să elimin complet ceea ce vorbeam mai devreme despre înființare și Duh. Și consider că este extrem de important asta. N-ai cum să... A murit Dumnezeu să odihnească un poet coleg cu tine și care și eu voci, Gheorghe Simon de la Neamț, și care a scris ultima carte a lui, a apărut așa în zilele morții. A apărut cartea, cum se spune astăzi, la doxologie, a murit. Păi, nu. Da, da, da. Și acolo are, exact așa se cheamă, Întoarcerea în Duh. El simțea că are sfârșitul aproape și a scris în felul ăsta poemele de final. Mă întorc în Duh, Doamne, deci el se întoarce în Duh la judecată. Spune asta pentru că ești un om religios. Am văzut destule și încentrat de castitate, da, de exemplu. Dar îmi pun diverse întrebări legate de existență. Întrebări trebuie să ne punem. Trebuie să ne punem, asta este obligat. Iar adevărurile asupra cărora mă opresc nu sunt spuse pe jumătate. Eu caut să limping până la marginea absurdului ca să se întoarcă înapoi și să vedem într-adevăr cam cum, cam cum sună în noi când vine ecolul izbindu-se de zidul ăsta care pare de netrecut. Deci, ăsta este scopul. Iar adevărurile spuse pe jumătate nu duc nicăieri. Nu, nu. Deci, mai degrabă lovești, ca să spun așa. Adâncești și spui și vezi și tu. Dacă mergi pe o linie bună, chiar intuitivă sau expresivă, dar, sau dacă ceea ce spui e doar hazard. Apropo de ce vorbim acum... Dar viitorul cărții noi nu-l putem prevedea. Sigur că ea o să miște online, iar tehnologia, după cum spun eu acolo, va fi complexă. Adică, la un moment dat, imaginea va reproduce în totalitate cartea. În ce sens? Ai sensat un lucru? Acum câțiva ani? Până și senzația de a o lua în mână. Greutatea cărții, pipăietul, mirosul tot. Deci, tu vei cumpăra o carte, dar nu vei ști dacă ea este o carte online sau e o carte pe hârtie. Va trebui aparatură specială ca să detecte. Da, simțurile tale te vor înșela. Da. Nu știu prea departe pe mine ca să mă fiu de acord cu chestia asta. Întreabă pe nepoții tăi și ai să vezi că o să-mi dea dreptate. Da. Bine, sigur că poate să-ți dea dreptate. Mai e apropo de ce vorbim acum, să completăm în acea discuția asta, tot cu textele tale de aici, este admirabil, repet. În text în care povestești despre un ucenic care merge la Macare cel bătrân și îi cere să-l ajute să-și izbăvească sufletul. Și atunci Macare îl trimite în cimitir și îi spune, du-te și insultă morții. Și s-a dus și a insultat. S-a întors înapoi și a spus, i-am insultat, i-am înjurat, i-am blestemat. Și Macare a întrebat, și morții ce au spus? Nimic. Acum du-te tot în cimitir și ridică ode morților, fără ode. S-a dus acolo, i-a lăudat, s-a întors, zice, și morții ce au spus? Nimic. Ei, trebuie să înveți să taci. ca să ajungi la izbăvirea sufletului. Să înveți și valoarea tăcerii. Iar la tine să spun asta, pentru că și noi, ca să rotunjim puțin discuția pe care am pornit-o, dar în același timp, din faptul că tăcerea
are un rol foarte important în poezia ta, mai cu seamă, segmentele de tăcere, între, nu numai între cuvinte, și felul cum recizi tu, păi, o să vedem imediat că tu spui poezia ta într-un fel foarte special, m-a dus totdeauna cu gândul aici. Deci tu spunând poezia așa cum o spui, am o senzație permanent că liniștea aceea care urmează după pronunțarea unui cuvânt, nu mare, nu foarte lungă, poate un interval mic de liniște, dar acela face parte din comunicare, din text. Trebuie să taci. Trebuie să taci secunda aceea cât taci și tu. Asta este foarte important, da. Da, probabil că comunicarea înseamnă și tăcere, pauzele din cuvinte chiar pe care noi nu le simțim decât la modul emoțional. Tăcere comunicăm, nu? Convorbire. Adică tot timpul intervin. Dacă începem să descompunem limbajul nostru și îl punem într-un alt ritm, intervin pauze foarte mari. Da. Ei, în momentul în care vorbești cu cineva, tu probabil simți și pauzele, ezitările lui, căutarea unor cuvinte și atunci se transmite altfel decât dacă ar fi o comunicare automată, adică pe prompter. Da, cu prompter. Citești, am fi niște roboți. Uite, noi nu avem prompter aici, da? Da, amintiți-vă de loc de Lucian Blaga, care în Runicul și Cânticul Bârstilor, el spune că până la 4 ani, când a pronunțat prima dată un R în familie și toată lumea s-a bucurat, în sfârșit copilul nostru vorbește, până atunci n-a spus niciun cuvânt. Dar a comunicat cu familia prin ceea ce numește el tăceri expresive. Așa le spune el acolo, tăceri expresive. Deci se poate comunica și prin tăcere, da? Deci prin tăcere expresive a comunicat și în toată poezia lui. Probabil da, că dacă da, n-ar da. Fi existat acea perioadă de copilărie, de tăcere până la 4 ani, nu s-ar acumulat în Blag atâtea imagini, atâtea meditații, atâtea metafore. Ce spune, Lucian Blag a fost mut ca o lebădă. Ca o lebădă, superb, nu? Mut ca o lebădă, da. Uite că de la cartea Destinul cărții și îngropăciunea ei, nu i-am cântat prohodul încă, de la Victoria, mă rog, care obține aproape inevitabil internetul, lumea virtuală, deși nu-mi place, repet, dar asta e, trebuie să recunosc că asta este sensul. Nu ne mai putem întoarce de unde am. Nu prea ne se întoarcă nicăieri. Probabil că întotdeauna omenirea va găsi soluția cea mai bună pentru supraviețuirea ei și spirituală. Adică noi acum vedem doar bine apocalipsa și într-adevăr asta se simte. Bine, dar chiar în magma asta, în toată degringolada, cred că se simte o căutare. O căutare a unor soluții de echilibru. Da, dar uite, vezi, în Mice Eliade a spus imediat în anii 2000 înainte, a spus că pentru era tehnologică care s-a înființat, s-a instalat, este o mare provocare. Această era va trebui să-și inventeze propria sa mitologie. Ori, până acum, ceea ce constat din cele patru religii seculare, cum le numește Nicu Gaviluță, noua tehnologie, political correct, transumanismul, aici oamenii aceștia n-au găsit o altă mitologie. Ei au transferat mitologia existentă în viața reală în spațiu virtual. Și atunci Dumnezeu a devenit computerul. Episcopii sunt în partea asta la altă, cei care creează jocuri. Programe. Deci, programe. Iar enoriașii sunt cei care așteaptă să primească aceste programe. Este simplu, este o stratificare foarte serioasă și astea sunt denumirile pe care le dau.
Deci nu e vorba de... N-au inventat nimic. Au încercat să transfere. Nu spun că forat, că asta este un cuvânt prost. Cu foratul și cu asta, nu se pune așa. Ideea este că, neavând imaginație, trebuie să vii cu ceva. De exemplu, și asta mă duce, mi-aduce aminte de o mare farsă. Părerea mea este asta, este, ziceam, să supăr foarte multă lume. Am și scris asta, s-o supăra mult pe mine, dar n-am ce să fac. Cred în continuare în chestia asta. Cred că cea mai mare farsă este cu lumea romană. Lumea romană care a zis că se trage din lupoai, că Romulus și Remus și așa mai departe. Nu. Lumea romană se trage din Eneas. Este și chiar Virgilius, care e cel mai mare poet al lumii romane, i-au lansat pe Horatiu în față. Dar Horatiu nu e un poet extraordinar, e un poet de curte, stătea cu aristocrații acolo, chefuia, mai scria și el niște poeme, făcea rime și spunea că e hedonist și că uite așa asta e poezia, să ne amuzăm, să ne distrăm, să fim... Nu. Poetul cel mai important al lor este Virgil. Și apoi, sigur, Ovidiu, dar deja discutăm despre altceva. Virgil a scris o epopeie, se cheamă Eneida. Ce spune el acolo? Că Eneas, împreună cu tovarășii lui, i-au scăpat din măcelul de la Troia, s-au suit pe o corabie și au navigat și au ajuns în peninsula italică. Au coborât acolo și au înființat Roma. Deci Roma este înființată de greci. Probabil traci, pentru că ăștia ocupau Troia, cetatea Troia. Deci există această filieră pe care ei înșiși poetul, Virgilius, ne-o dă. Romulus Remus și Lupoaica, eu tare aș bifa cu Virgilius și cu Eneida lui, nu pentru că e poet, dar pentru că îmi place mai mult și cred... Mitologia greacă să trece din coace. Dragul meu. Deci Zeus are în Jupiter și tot așa. Și se găsește pentru fiecare zeu grec, se găsește imediat un zeu roman, cu denumiri schimbate. Dar nimic altceva. Și crezi că e posibil acum un astfel de transfer? Păi uite, transferul se lasă mai devreme. Din lumea reală, din mitologiile reale în lumea virtuală? Păi trebuie să-și cauți o mitologie, altfel nu există. Păi există o mitologie. Care mitologie? Mitologie e cea pe care am mai spus-o. Big datism. Scopul lui e să creeze un internet al tuturor lucrurilor. Pentru că big datiștii au impresia că lumea reală este imperfectă. Are multe imperfecții. Întotdeauna. Iar ei o să creeze, o să transfere lumea această reală în lume virtuală și o să-i îndrepte neajunsurile, contururile, asperitățile. Acolo totul va fi perfect. Da, da, da. Matematic. Da. Și o pace de 1000 de ani. De pace eternă. Și o pace de 1000 de ani care se instalează, atenție, din coace după apocalipsă. Pace eternă. După apocalipsă. După apocalipsă, adică, se spune. Eu te rog așa zici. Într-adevăr, big datismul va desființa lupta pentru supraviețuire, instinctul de autoconservare. Când nu va mai fi nevoie, tu acolo oricum existi, nu trebuie să lupți pentru spațiul tău. Și-au făcut și biserici, dragul meu. În Canada este acceptată oficial de către statul canadian biserica Google. Au biserică, înăuntru se află Google, la care oamenii intră să închină, aprind bețișoare. Am auzit. Ăla nu e încă o biserică virtuală. Mai nimic, are vreo 5.000 de membri. Cam seamănă cu ce e în biserica noastră. Dincolo nu va fi cu totul altfel. Nu știu cum va fi cu totul altfel, dar vreau să spun că... Ei gândesc lucrurile astea și acționează. Dragul meu, eu pot și să fie... Și vezi că încetul, importanța lumii actuale se diminuează. Acțiunea, asta este foarte important, acțiunea, se mută în imaterial. Nichita, adică tu nu mai apeși pe manivelă, pe nu știu ce, ca să mești lucrurile.
Totul nu e pe buton sau poate nici pe buton. Va fi contactul cu ecranul dragul meu. Computerului. Eu aș putea și să... atunci transform lumea actuală în formele pe care ți le creează spațiul virtual. Formele acolo există deja o arhitectură. Și automobile și tot le transferi și le faci exact cum ți le închipui tu. Dar la un moment dat nu va fi de ajuns atât acolo. Omul nu se va mulțumi cu atât. Un univers al tuturor lucrurilor va ceri în mod inevitabil ca universul imperfect să dispară. Pentru ce zici eu să ne mai creez dincolo automobile, eu știu, rachete, asta. Transferăm aici și transferăm și populațiile. Da, populațiile da. Ca să... Nu selectiv, toată populația, când cape, o mai... o mai rărește. Da. Iar acolo poți să îndesezi, da, când da, am da. E spațiu suficient da. Pentru toți. Și nu este nici luptă. Îi mai transform un pic. Adică va fi o uniformizare. Îți aduc aminte că volumul tot diversul din 90 se cheamă deasupra lucrurilor neantul. Apropo de ce spui, neantul deasupra. Pot să fiu de acord cu tine, să cred în utopia asta pe care o faci tu acum, și care o recunosc, fragmente întregi recunosc din asta în cărțile tale, pentru că tu crezi în univers și apoi mergi în el, trăiești în el, și în diverse volume diverse se vede treaba asta. Brușul ăsta în romanul ultim, Omul din Improbeză, de exemplu, dar pot să fiu să conced, să fiu de acord, da, domnule, ce se poate întâmpla chestia, dar știi când, Nichita? În momentul când omul nu va mai fi om, pentru că omul este, ne învață toată lumea asta și este la, omul ăsta de astăzi este un om, o ființă a intervalului. Este o ființă a intervalului. El trăiește între rai și iad, bine și rău, înalt și jos, cosmic și teluric, etc., înainte și înapoi tot. Este o ființă a intervalului, trăiește în acest interval, între lucrurile astea. Ducându-se spre dreapta sau spre stânga, sau spre sus, sau spre în jos, după cum vrea el la un moment dat, sau după cum îi merge viața. Dar este o ființă a intervalului. Ei, ca să ajungi acolo, spui tu, întâi trebuie desfințat intervalul. Desfințează complet. Nu mai, mai fie rai și iad. Sau bine și rău. Sau ce știu eu, înainte și înapoi. Nu de, mai are ce să mai fie. De ce crezi? Păi, nu mai are cum să fie în lumea asta care o descrii tu aici. Și atunci, trebuie să fie de acord, eu sunt de acord cu ea, dar să spun când. După ce se va împlini, după ce se va împlini, Apocalipsa lui Ioan Teologul. După ce va fi Apocalipsa pe care el o prorocește în celebra scriere, asta, atunci, da, după aia se poate să instalează, cum se spune, pacea de 1000 de ani, și această pace poate să fie, de exemplu, lumea asta pe care o descrii tu. Dar descriu ca... eu. Eu cu uimire aflu despre existența ei. Ei, da, și o vezi. Nu o descriu eu de la mine. Că păi nu o descrii tu că o vezi. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap că cineva vrea să... scopul însăși al existenței este să creezi un univers al tuturor, virtual al tuturor lucrurilor. Nu, asta e, tu descrii ceea ce vezi, asta sunt convins. Ceea ce aflu și ceea ce vezi. Da? Și sunt sigur că uimit și mă închipui cam cum arată acest univers. O parte din el deja există. Iată că tot cei care zboară acum în cosmos și contemplă de la mari distanță da. Lumea, sau care vor să trimite... Păi cine sunt aia? Sunt aia trei super miliardari. Colonii, da, care stăpânii lumii virtuale într-un fel. Păi ei sunt deja stăpânii lumii financiare. Virtuale. Stăpânii lumii financiare. Informația înseamnă... Ei, atunci... Putere, dacă tu... Putere înseamnă...
bani. Când tu vii aici la stat, atunci ce spun eu. Un raport al Departamentului de Stat American spune că până în 2030, vor fi lucruri rău pentru oameni. În general, pentru că nu vor fi alimente, se vor raționaliza și alimente, etc., etc. Un scenariu ăsta de apocalipsă și în același timp se vor raționaliza și benzina. Și un răutăcios zice, păi da, să naționalizeze benzina ca să aibă sutele de tone de kerosen, să cheltuiască ăștia să se ducă stea jumătate de oră în spațiu. Adică, cum să spun? Așa. Da. Dar, uite, sunt lucrurile astea cu colonii pe care și din chipui că o să le facă pe Marte, acolo unde pe alte planete, unde și, noi aproape nu mai putem exista pe Pământ, atmosfera devine din ce mai poluantă. Da, eu sunt foarte iar dincolo, alte temperaturi, poate alți virus, alte pandemii, dar se lucrează în paralel și la un alt program. Recuperarea morților. Adică în spațiu virtual. Păi asta nu e judecată de fac, apoi. Să faci o memorie asta specială. Asta nu e judecată de apoi, a doua venire lui Iisus. În care știi că au diverse informații despre omul prezent, omul de acum. Despre Puiu Holban, de fel, directorul Teatrului Național și directorul Teatrului Lucian. De ne-am vorbit. Și ei, nu, să preiau toate datele. Se transferă acolo. Big data știe exact la ce oră te scoli, știi mai bine decât mine, decât tine, dorințele tale, făcând numai o statistică. Iar tu în vremea aceea ai să fii un medic, ai să lucrezi într-un laborator și am să mă întorc într-o eprubetă din laboratorul din job. Deci ce se spune în big data, știi, ei o să se realizeze. Pe baza acestor statistici, ei transformă o parte din existența care deja a trecut, adică morții, care nu mai au că dacă te duci la cimitir nu ți răspund, dacă ai să duci pe internet, ai să vezi că nu mai găsești tăcere și vei vorbi cu morții, cu dragă Puiu. Pentru că ei virtual îți reproduc omul care a fost. Pe baza celor ce a făcut, pe baza impulsurilor sale care rămân undeva înregistrate. Și tu când ai să te duci și zici, băi, eu vreau să stau de vorbă cu Călinescu. Să pare, iată, Călinescu. Și ce invită, faci Puiu Holban? Mă invită George Călinescu. Crezi că ar fi o întâlnire și mă invită George Călinescu, zice să nu fie în casa lui de pe strada Toma Cosma, unde a stat în Iași, și să-mi arate cum scrie la istoria teatrului român. E foarte frumos. Și să-i spun și eu, să-i spun, te rog frumos să fii mai atent cu Bacovia, nu mai scrie așa despre el, că nu le știi cum trebuie, și așa mai departe. Dar poate înainte de a te invita acolo, te invită la Spitalul Sfântul Spiridon, unde a fost internat la 16-17 ani, când de tifus exantematic, când l-au cules de pe stradă, ca pe ultimul vagabond, că rudele nu l-au primit. Da. Tipusul, deci, deci, nu vei mai putea cuvintele ceea ce zici tu aici. Călugurului te duce în cimitir. Vor ieși toți morți și vor vorbi. Asta este, dragul meu, a doua venire a lui Iisus și asta se poate întâmpla numai cum te descrie Ioan Teologul în Apocalipsa, care vă vede o lume stăpânită de diavol. Nu vreau să spun că lumea asta e stăpânită de diavol, din nu știu ce anticrist, dar asta spune el în Apocalipsa. Și atunci toate scenariile acestea cu venirea morților, cu tot ce îmi spui tu, el este pacea de 1000 de ani și nu știu cum, da. Și Ioan Teologul spune asta, dar după Apocalipsă. Așa încât, hai întâi să așteptăm să vină Apocalipsă, să o trăim sau să nu o trăim, nu știu dacă mai putem trăi atunci, și apoi să ne naștem din nou în universul acela cu pacea de 1000 de ani, să vorbim cu toți cei care au dispărut, să ne avem ca frații, dar întâi să vină Apocalipsă. Fără asta nu poți face nimic, nu poți ajunge la nimic, nici ce spui tu, dacă nu treci prin filtrul ăsta al lui Ioan Teologul. Nu poți.
Și așa că și acolo. Să așteptăm, dar poate deja suntem pe la începutul acestei mici apocalipsii care va veni peste noi. Spune, începem să începem. Că Îngerul Domnului a coborât din cer cu sul de hârtie. De hârtie. Și dă lui să-l mănânce. Și a mâncat sulul acela de hârtie. Și întâi a simțit dulce și apoi a simțit amar. Și eu te întreb, așa spune Ioan Teologul, de ce e amară cartea? Din ce întâi a fost dulce? Că e o carte, ce e un sul de. De ce a fost dulce întâi și apoi amar? Ei, tot cu o carte a venit din cer, din cerul totul. Tu, care ești critic literar și descifrezi scrierile poetice, eu știu. Ei, asta știi nu, mai, asta știi mai bine de ce o carte dulce și amară. Asta da. Singurul lucru pe care nu pot să-l fac, într-adevăr, este că să... O carte iese și din dureri, da, din suferințe. E adevărat. Și probabil în momentul în care o asimilezi, simți o mare bucurie. Dar după aia, tristețea celui care a scris și a trăit o parte din întrebările pe care și le pune în carte, te ajunge. Vom vedea. Întrebările din cărți, pentru că vom mai discuta, încă n-am vorbit, am vorbit despre teatura ta. Optimiști, puiu. Da, suntem optimiști, suntem optimiști. Tu îți dai seama. Îmi dau seama. Te văd, ești pesimist. Nu sunt pesimist, și foarte rog, suspicios. După ce ai știut teatura ta, nu poți să fiu pesimist. Și suspicios, nu fi suspicios. Nu. Primește totul cu bucurie. Cu bucurie. Vei trăi într-un univers virtual al tuturor lucrurilor. De acord. Și eu o să-ți mai lipsească. Neandu. De deasupra lor. Va fi și el acolo. Nichita, îți mulțumesc pentru astăzi. Dragii mei, sper că v-a interesat discuția aceasta, ușor cam, nu aș spune că specioasă, dar a spus pe niște o tematică pe care o auziți la televizor, sub diverse forme, nu chiar așa cum am vorbit noi aici, aproape zilnic. Eu vă doresc tot binele, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine data viitoare.